Vă invit, scumpii mei, acum să vă ridicați, să deschideți Biblia în Isaia, capitolul 53, și vom citi primele 8 versete din acest binecunoscut pasaj al Scripturii. Isaia, capitolul 53. Cuvântul Domnului spune, începând cu versetul 1, în felul următor. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care se dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, este lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca pe o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Amin. Domnul nostru, suntem cu toții înaintea ta, te rugăm, fie-ți milă de noi și dă-ne un cuvânt proaspăt, dă-ne un cuvânt potrivit, dă-ne un cuvânt puternic. Știm că ne iubești, știm că ești prezent în casa ta și în mijlocul poporului tău, știm că ne-ai iertat pentru că ne-am mărturisit și ne-am căit, știm că ești aici ca să-ți arăți slava și să ne binecuvintezi prin cuvântul tău. De aceea ne închinăm și îți mulțumim cu bucurie. Amin. Laudă Domnului. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. În seara aceasta, la cina Domnului, în Joia Mare, în Săptămâna Patimilor, predica mea se intitulează Moartea care ne-a adus viața. Moartea care ne-a adus viața. Jertfa ispășitoare a Mântuitorului Iisus Hristos pe Golgota marchează punctul de cotitură a relației sau a raportului dintre Dumnezeu și omul păcătos sau dintre Dumnezeu și neamul de oameni. Pentru că un Dumnezeu plin de iubire să mențină dreptatea și neprihănirea sa în același timp, moartea ispășitoare a Mântuitorului Iisus Hristos a devenit indispensabilă, a devenit o necesitate morală și legală. Dreptatea lui Dumnezeu, care nu poate fi compromisă, cerea ca păcatul să fie adus la judecată, lucru care s-a și întâmplat. Drept pentru care Dumnezeu a trebuit să aducă la îndeplinire judecata sa sfântă asupra păcatului nesfânt. Și în felul acesta asupra păcătosului care purta în inima lui păcatul pe care l-a făcut. Potrivit planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine, Fiul Său a luat locul nostru în fața instanței, în fața judecății lui Dumnezeu. Ispășirea era indispensabilă, era necesară, era inevitabilă. De aceea Domnul Iisus a stat în locul nostru în fața dreptății lui Dumnezeu. Iar pedeapsa pentru păcat a căzut peste El, doar pentru simplu fapt că El ne-a reprezentat pe noi, asumându-și păcatul nostru și venind în fața Domnului să dea socoteală de păcate pe care le-am făcut noi, nu El. Dicționarul explicativ al limbii române spune că ispășire înseamnă suferință pentru ceva ce a făcut altcineva rău sau răscumpărarea unei greșeli pe care a făcut-o cineva, dar o răscumpărare prin suferință. Exact așa a pătimit Domnul Iisus. A suferit pentru ca să ne poată ierta pe noi. Asta înseamnă ispășire. Ispășirea este necesară pentru persoanele care
nu sunt dispuse să accepte sângele mântuitor sau ispășitor al Domnului Iisus, ei nu primesc iertarea de păcat și rămân expuși mâniei lui Dumnezeu, care, dacă n-a venit în locul lor peste Iisus, va veni în locul lor peste ei. Scriptura ne spune în Ioan, capitolul 3, cine crede în Fiul are viață veșnică. Cine nu crede în Fiul nu are viață și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Hristos face diferența, mutând mânia de peste omul care o merită, peste propria sa persoană, sau lăsând-o să rămână peste omul care o merită. Diferența o face omul care alege sau respinge, iar Hristos reacționează la pocăința și credința omului, pentru că aceasta a fost protocolul pe care l-a făcut Dumnezeu. Credeți, pocăiți-vă și sunteți iertați de cineva care cu 2000 de ani în urmă deja a pus la dispoziția umanității în mod potențial posibilitatea mântuirii. Trebuie să precizăm încă de la început că Dumnezeu nu are nicio obligație să mântuiască pe cineva, inclusiv pe cei care cred și se pocăiesc. Dumnezeu nu are nicio obligație. Simplu fapt că Dumnezeu consideră pocăința și credința celor care cred și se pocăiesc este faptul că El vrea să facă lucrul acesta, datorită caracterului Său și datorită iubirii Sale. Dar Dumnezeu nu are absolut nicio obligație ca să ierte pe cineva, indiferent ce face acel cineva. E doar grație, e doar favoare, e doar har. Dovada este faptul că Dumnezeu nu a iertat îngerii care au căzut. Și Petru ne aduce aminte că Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric. Și noi, după dreptate, trebuia să fim aruncați în adânc și să stăm înconjurați de întuneric. Dar Dumnezeu ne-a oferit o șansă, folosindu-ne credința în Iisus că e Mântuitor și folosindu-ne pocăința pentru păcatele pe care le-am făcut, Dumnezeu să ne acorde har. În teologia americană, la modul general, se vorbește despre mântuire ca despre un lucru pe care Dumnezeu este obligat să-l ofere. Ascultați-mă, Dumnezeu nu are nicio obligație. Niciunul dintre noi nu am făcut ceva ca să-L îndatorăm pe Dumnezeu și în baza îndatorării El să se simtă silit să acorde mântuirea celor care o merită. Noi oamenii trebuia să murim pentru păcatele noastre, absolut toți. Însă Dumnezeu a oferit ocazia de a fi iertat prin Iisus. El a venit ca să ispășească păcatele noastre și noi să rămânem fără ele. Acesta este un protocol, un plan pe care l-a alcătuit Dumnezeu în sine însuși și pe care Hristosul lui Dumnezeu a venit să-l realizeze, să-l înfăptuiască, pentru ca mai apoi, după cincizecime, Duhul Sfânt să-l aplice celor care cred și celor care se pocăiesc. Iar crezând și pocăindu-se sunt născuți din nou, se botează și cresc spre mântuire. Rugăciunea Mântuitorului în Ghețimani explică faptul că nimeni, absolut nimeni, nu ar fi putut să producă mântuire pentru el sau pentru alții. Spunea Hristos, dacă există o altă soluție, depărtează paharul acesta de la mine. Dacă nu există o altă soluție, eu o să-l beau. Și l-a băut pentru că n-a existat o altă soluție. Pe drumul spre Emaus, Domnul îi întreabă pe ucenici și Luca în capitolul 24, versetul 26, spune despre discuția lor, Domnul cu ei și ei între ei. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri ca să intre în slava sa? Înainte de slavă întotdeauna e suferință. Să nu fugiți de suferință, că fugiți de slavă practic. Nu poți ajunge la slavă fără suferință. Noi vrem o viață plină de bani, de plăceri, de case mari, de mașini luxoase, o viață de sănătate fără pic de boală, nicio zi de spital. Noi așa ne imaginăm pocăința. Ba unii au creat o teologie unde spune că dacă te pocăiești și pricopsești. Dom'le, devii bogat, te angajezi la Dumnezeu și îți dă un salariu foarte mare, devii bogat. Nu se atinge boala de tine deloc. Teologia asta nu vine din Scriptură, dumneavoastră știți bine. Mie mi-ar place să fie adevărat lucrul acesta, dar nu-l pot face adevărat, că eu sunt doar un muritor care stau la mâna lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu mi-e dator cu nimic, dimpotrivă, Dumnezeu, datorită dreptății sale, e pus în situația să mă omoare, să-mi ia viața și să merg în iad. Asta este ceea ce merit eu și ce merită celelalte 7 miliarde de muritori ca mine. Dar El a creat o ocazie, o posibilitate, o oportunitate pentru ca oamenii prin Hristos să fie iertați. Asta nu este o obligație a lui Dumnezeu, ăsta este harul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun 2-3 vorbe despre procesul lui Iisus, pentru că suntem într-o seară în care Domnul a fost prins și a fost lovit, bătut, nedreptățit, pur și simplu a fost purtat de la o instanță la alta. S-a și mirat când l-au prins, că au venit după el ca și cum era ascuns și atunci în sfârșit l-au găsit. I-a întrebat, mă, oameni buni, dar am fost în mijlocul vostru, am fost în templu, am fost pe străzi, am fost între voi, m-am plimbat din nord în sud, ce se întâmplă, de ce vă comportați așa? Procesul Mântuitorului a fost o adevărată parodie. Sistemul de justiție evreiesc era dominat de principii clare, care erau stabilite încă de pe vremea lui Moise și ele au fost păstrate atât în Cartea Sfântă, cât și în cărțile de tradiție ale evreilor. O să vă amintesc câteva reguli, ca să vedeți cât de grijuleu a fost Dumnezeu să învețe pe oameni să practice dreptatea și să îi respecte pe ceilalți, inclusiv pe omul care a păcătuit. Ascultați-mă, să ne dezbrăcăm de aroganță, că toți am păcătuit. Toți suntem o apă și un pământ, doar că eu am păcătuit ieri și dumneata alalteri. În afară de diferența asta nu mai este niciuna. Eu am păcătuit cu stânga, dumneata cu dreapta. Eu am păcătuit cu gândul, dumneata cu sentimentele. Dar toți suntem la fel în fața lui Dumnezeu. Niște oameni care merită să moară. Niște oameni care trebuie expulzați din prezența lui Dumnezeu. Este doar har că ni s-a oferit posibilitatea să ne întoarcem și când ne întoarcem să fim primiți. Ăsta se numește har. Nu ne calificăm în niciun fel să primim harul acesta. E doar un har. Milă înseamnă să nu ni se dea ce merităm, moartea. Har înseamnă să ni se dea ce nu merităm, adică iertarea. Printre legile care erau stabilite de Moise și au rămas în tradiția evreiască și chiar în Cartea Sfântă unele dintre ele, este faptul că necesitatea de martor, cel puțin a 2 martori, atunci când Scriptura spune că împotriva unui prezbiter să nu primești mărturie din gura la un om, dacă un om acuză un prezbiter, nu se califică să-l acuze. Poate să-l acuze, dar prezbiterul nu poate fi dovedit vinovat doar de un om. De ce? Pentru că e o persoană publică care ușor poate să primească invidia oamenilor și să fie acuzat. De aceea Scriptura spune să fie cel puțin 2 martori. Asta protejează pe omul în autoritate. Ei bine, asta nu e o regulă nouă, e o regulă a Vechiului Testament. Scriptura ne spune că trebuia 2 oameni pentru a învinovăți pe cineva și omul acuzat să fie găsit vinovat. Dacă numai un om aducea mărturie, nu era valabilă. De ce? Dumnezeu a vrut să protejeze viața, pentru că invidia, răutatea, dușmânia, ușor pot să spun, am văzut-o pe sora sau pe fratele făcând cu tare și cu tare lucru. Ce șanse are să mai se dezvinovățească? Decât să spună că nu e adevărat, cuvântul ei sau al lui împotriva la cuvântul meu. E ușor să acuzi, dar asta nu înseamnă că e vinovat acuzatul. Acuzație fără dovezi e calomnie. De aceea Dumnezeu a fost drept, cinstit, înțelept și a clarificat lucrul, a clarificat problema în așa fel încât să ajute relațiile dintre oameni. Apoi, acuzatul avea dreptul unui proces public și avea dreptul să fie apărat, inclusiv dreptul de a solicita martori. Avea dreptul să cheme martori care să îl apere, să depună mărturie, iar mărturia să fie în favoarea lui. Avea dreptul să prezinte dovezi. Imaginați-vă că la procesul Domnului nici n-a fost vorba de așa ceva. L-au tratat ca pe un neom, ca pe un păgân. Pentru a împiedica mărturiile false împotriva unui acuzat, legea lui Moise a instituit o pedeapsă pentru cel care aducea o mărturie falsă, egală cu pedeapsa celui care urma să fie vinovat.
Am să citesc din Deuteronom 19 cu 16. Deuteronom 19 cu 16. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfăciseze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor, care vor fi atunci în slujbă, judecătorii să facă cercetări amănunțite. Să-și ia 20 de ani dacă e nevoie de investigații. 20 de ani să-și ia timp, dar să le facă amănunțite, nu superficial. Pentru că la mijloc e viața și onoarea unui om. Dumnezeu prețuiește pe fiecare om la fel, indiferent câți bani are, indiferent ce înălțime are, indiferent dacă are cetățenie sau nu, indiferent dacă ai venit ieri sau acum 100 de ani în America. La Dumnezeu nu are valoare protocoalele noastre. La Dumnezeu are valoare omul ca ființă umană. De aceea Dumnezeu îl protejează pe fiecare om și pe cei pe care noi nu-i protejăm. Noi suntem extrem de subiectivi și Iacov a anticipat când a vorbit despre asta și a spus: mă, aveți grijă că voi sunteți sensibili. Dacă cel bogat intră în adunare, o să-l puneți pe prima bancă, și dacă intră săracul, o să-l puneți pe ultima bancă. Mă, oameni buni, nu faceți așa, că sunteți copiii lui Dumnezeu și aveți mintea luminată de Duhul lui Dumnezeu. Terminați cu nepotismele și cu relațiile, terminați cu favoritismele și fiți drepți. Așa ne învață Evanghelia lui Dumnezeu. Dacă nici aici nu suntem drepți, atunci nu o să fim nici acolo. Asta e sigur. Nu pentru că spun eu, că spun eu egal cu zero. Marea problemă este că spune Dumnezeu, și ce spune Dumnezeu este da și amin. Ascultați-mă să închei pasajul. Dacă se află că martorul a fost mincinos, a făcut o mărturie mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Știți de ce nu iese răul din mijlocul nostru? Pentru că îl protejăm, pentru că îl cocoloșim și pentru că cu fiecare ne purtăm în așa fel încât să nu ne punem rău cu nimeni. Pentru că scopul este să avem relații, nu să facem lucrarea lui Dumnezeu. Ăsta nu este scopul, să nu ne certăm cu nimeni, să avem relații de catifea. Uitați ce spune Scriptura: scoateți răul afară din mijlocul vostru. Ce vrem? Îl vrem pe Dumnezeu în mijlocul nostru sau grupulețele noastre? Oamenii lui Dumnezeu, asta e Evanghelia lui Dumnezeu. Oamenii aceștia l-au tratat pe Domnul Iisus ca pe un bandit, ca pe un păgân, ca pe un neom, deși era fratele lor. Apoi, Consiliul trebuia să presupună că acuzatul e nevinovat. Orice persoană care este acuzată, până la prezentarea dovezilor, la verificarea lor și la stabilirea adevărului că omul e vinovat, toți trebuie să-l privim ca nevinovat. Adevărul este că noi toți îl privim ca vinovat. Dacă se aude o vorbă pe internet sau în altă parte, pentru noi este gata. S-a terminat cu el, nu mai are nicio șansă. Consiliul era obligat să îi dea prezumția de nevinovăție până când acuzația era dovedită de dovezi. Noi trebuie să credem că fratele nostru despre care se spune că e bandit, să credem că nu este până când ne vor convinge cei care îl acuză cu dovezi. Pentru că așa ar trebui să ne purtăm față de frați, nu ca față de verișori. Încă ceva. Consiliul care judeca trebuia să țină o zi de post între momentul acuzației și momentul, nu, între momentul hotărârii sentinței și momentul pedepsirii sau aplicării sentinței. Dacă astăzi erau dovezi prezentate și consiliul care judeca îl găsea vinovat, nu putea fi mâine aplicată pedeapsa. Mâine consiliul trebuia să stea în post. La sfârșitul zilei, din nou era chemat Consiliu să spună dacă nu cumva și-a schimbat opinia după o zi de post. Și dacă Consiliu își păstra opinia, următoarea zi era pedepsit, indiferent dacă era vorba de moarte sau de altceva. Toate acestea erau încercări să le treacă nervii, să se cerceteze în ziua postului, să reflecteze la faptul că e și el un om care are o viață scurtă și nu-i o face și tu complicată, că destul și-o face singur. Ăsta este Dumnezeu. Asta se numește iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cocoloșește păcatul, însă oferă fiecărui om demnitatea de a fi acuzat după adevăr și după dreptate. Însă Hristos a avut parte de o parodie, nu de un proces. Pentru că toți s-au ridicat împotriva lui, pentru că el s-a ridicat împotriva tuturor.
Procesul nu se putea desfășura noaptea, iar dacă îi prindea noaptea, în timpul desfășurării procesului trebuia să-l întrerupă și să-l reia a doua zi. Toate aceste lucruri au fost încălcate de oamenii care se îmbrăcau în haine preoțești, care umblau cu cărți sfinte în subțioară, care aveau versete biblice scrise pe ei, care nu stăteau de vorbă cu nimeni că erau fețele bisericești ale generației aceleia, îi trata pe toți cu superioritate. Și oamenii aceștia au călcat în picioare legea lui Dumnezeu în timp ce îl omorau pe unul pentru că a încălcat legea lui Dumnezeu. Parodia asta s-a repetat de miliarde de ori în istoria umanității și mulți dintre noi am fost victime ale ei. Pentru că pământul pe care trăim este murdar și judecățile oamenilor de foarte multe ori sunt nedrepte, pentru că alte interese sunt decât cele care ar trebui să fie. Uitați-vă doar în situația în care ne aflăm astăzi. O problemă medicală este tratată de politicieni. Ce caută politicienii în problema COVID-19? COVID este o boală care trebuie tratată de medici, nu de miliardari. Să se ducă și să se ocupe de miliardele lor și să-i lase pe specialiștii care au făcut școală de medicină să se ocupe de virus și de microbi. Ce caută politicienii și miliardarii în probleme de medicină? Trăim într-o lume care s-a întors cu sus în jos și cu jos în sus. Am făcut medici ca să-i asiste pe ei. Ce caută domnul Bill Gates peste tot pe pământul ăsta să rezolve probleme medicale? Câte facultăți de medicină a făcut? Când ai bani, prostești pe toată lumea. Și faci ce vrei, pentru tine nu există lege. Pentru tine nu există reper, nu există nimic. Și toată lumea se uită și privește fără să spună nimic. Pentru că ne-am învățat să îngenunchem și să idolatrizăm banii. Și nu numai banii, multe alte asemenea simboluri ale puterii, lipsite și departe de Dumnezeu. Suferințele și moartea Mântuitorului sunt un exemplu al nedreptății și al faptului că oamenii nu au nevoie de adevăr, oamenii au nevoie de plăcere. Oamenilor nu le trebuie adevăr, fraților. Când auziți pe cineva că îi trebuie adevărul, înseamnă că el personal are nevoie de adevăr ca să-și rezolve o problemă personală. Dar în general oamenii n-au nevoie de adevăr. Pe oamenii deranjează adevărul. Nu înseamnă că nu există în noi o anumită măsură de dorință după adevăr, dar noi în firea noastră, nouă nu ne trebuie adevăr. Uitați-vă pe paginile Scripturii și o să vedeți cât neadevăr s-a întâmplat. Și uitați-vă la Domnul Iisus, că n-a fost omorât de păgânii romani, a fost omorât de sfinții evrei. Asta nu putem să o înghițim, că trebuie tăiată în bucăți, trebuie mestecată. Nu de păgânii romani a fost Hristos omorât, ci a fost omorât de sfinții evrei, de oamenii cu legea în mână. Dacă vă uitați în Evul Mediu, perioada de aproximativ 1000 de ani, veți vedea de ce a fost în stare Biserica Catolică, Biserica din Apus, și în ce fel i-a chinuit pe oameni. Făceau cizme metalice, aveau anumite găuri unde se dătea filet ca și cum era o piuliță acolo și venea cu un șurub și îl înșuruba și șurubul ăla intrau prin oasele de la piciorul oamenilor care se încălța cu cizmele alea. Chinuri inimaginabile în numele lui Iisus. Și astăzi, dacă stai de vorbă cu un om care are cultură, tot timpul îți bagă degetul în ochi cu inchiziția și cu multe alte lucruri. Nu înseamnă că dacă vine un om la biserică este sfânt, înseamnă că este candidat la sfințenie. Însă măsura în care reușește să se sfințească e o problemă personală care ține de factori umani, pentru că divinul a oferit totul. A oferit totul. Problemă de factor uman, că divinul a oferit totul. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, înainte să moară, a spus câteva lucruri. În primul rând, a implorat iertarea, dar nu pentru el. A spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Vă puteți imagina că el a spus lucrurile astea pentru oamenii care l-au răstignit? Mă întreb, ce șanse am eu să fiu ca el? Știți ce mi-a spus el? Să-l urmez, să-mi iau crucea și să-l urmez, adică să-l imit, să fac ce a făcut el, să reflect caracterul lui, să-mi înșusesc
caracterul lui. În ce măsură pot eu să iubesc pe oamenii care îmi fac rău? În ce măsură îi pot ierta în inima mea fără ca ei să-și ceară iertare? Indiferent că își ceară iertare sau nu, în ce măsură îi pot ierta eu? Hristos a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ăsta a fost unul dintre lucrurile care le-a spus pe cruce. Înainte să plece, a rezolvat problema aceasta, care de fapt era o problemă a lor, nu a lui. Apoi, o promisiune a mântuirii s-a îndreptat înspre unul dintre cei care a recunoscut că e vinovat și a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Mă întreb, cine mai are timp când este într-o suferință atât de mare să se uite la un prăpădit care merita bătut până își dă duhul? Care dintre noi am dat un pic de valoare în timp ce noi suntem într-o mare criză la unul care toată viața a fost un derbedeu? Hristos, care n-a făcut niciodată un păcat, s-a uitat la omul acela ca la un potențial sfânt, deși era un bandit și un tâlhar. Și pentru că s-a pocăit, l-a iertat. Întreb, în ce măsură îi iertăm noi pe frați când se pocăiesc față de noi? În ce măsură dăm șansă unuia care a făcut o prostie, dar continuă să vină la biserică, îi pare rău și vrea să-și îndrepte viața? Noi până când intră în pământ, l-arătăm cu degetul, pentru că atâta putem. Noi pe cine imităm când ne purtăm așa? Uitați-vă la parodia aceasta, care este martoră. Nu am timp și nici nu cred că e necesar să vă mai aduc aminte încă o dată de unul dintre cei mai celebri avocați din Marea Britanie, care, însoțit de un grup mare de avocați, au revizuit procesul lui Iisus Hristos. Cred că o dată sau de două ori v-am spus chestia asta în biserică. Apoi un al treilea lucru pe care Hristos l-a făcut, l-a spus, femeie, acesta e fiul tău, fiule, aceasta e mama ta. Observați că Iisus s-a purtat cu grijă față de mama lui. Sunt oameni care au uitat de părinții lor. Sunt miloși cu alții în timp ce își neglijează părinții. Pavel a spus așa, dacă cineva nu poartă de grijă de cei din casa lui, întotdeauna în casa mea sunt cei mai răi oameni. Știți cine e rău când în casa mea sunt cei mai răi oameni? Eu. Când soția mea e rea, mama mea e rea, fratele meu e rău, mătușa e rea, soacra e rea, cuscru e rău, atunci să știți că singurul rău sunt eu. Hristos a spus așa, cine nu poartă de grijă de cei din casa lui este mai rău decât un necredincios. Hristos și-a purtat grijă mamei lui. Frați și surori, indiferent cum sunt oamenii din casa noastră, cred că sunt așa cum îi merităm, indiferent cum sunt oamenii din casa noastră, ei trebuie iubiți. Asta e obligația noastră. Ei nu trebuie să se califice. Noi trebuie să ne calificăm. Nu ei trebuie să se califice prin merite. Noi trebuie să ne calificăm prin iubire. Printr-o iubire manifestată. Hristos nu a plecat fără să încredințeze pe mama lui. Probabil că Iosif murise, era mult mai în vârstă decât Maria. Și a găsit o persoană de nădejde, unul dintre ucenicii mai tineri, ca să se îngrijească de mama lui. Ce atitudine! Fiul lui Dumnezeu și-a rezolvat o problemă umană. Ce milă, ce bunătate, ce grijă, ce înțelepciune. Și ne uităm astăzi la oameni care au posibilități și uită de cei dragi al lor care se zbat în neputință și în probleme, în timp ce vin și se închină înaintea Domnului. Apoi, o întrebare adresată tatălui, tată, de ce m-ai părăsit? Pentru că ai spus că reprezinți miliardele de oameni care au păcătuit înaintea mea și că tu te faci responsabil de păcatul lor. Punct. Cine păcătuiește trebuie să moară. 5. O proclamare a biruinței. S-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? Necazul sau viața? Dumneavoastră știți ce s-a sfârșit. E biruință să mori sau să fii vindecat și să mai ai zile? Vedeți prioritățile noastre și prioritățile lui? Noi vedem moartea ca pe o nenorocire. Sigur că nimănui nu-i place să moară, dar iertați-mă, frați și surori, când murim mergem la Domnul. Dacă ne e greu să mergem la Domnul, înseamnă că nu suntem siguri că mergem la El. Îmi vei spune, vorbești ușor că ești sănătos. Credeți-mă că nu vorbesc ușor, deși s-ar putea să nu înțeleg pe deplin în adevărata greutatea cuvintelor pe care le spun, dar dacă noi credem că mergem la Domnul când murim, n-ar trebui să dramatizăm. E adevărat, Pavel spunea, nu vreau neapărat să mor, dar dacă mor sau nu mor, tot cu Domnul sunt, aici sau dincolo.
Cine are speranța că Dumnezeu e mântuitor, știe că atunci când moare merge acasă, iar acasă acolo e mai bine decât acasă aici. Și ultimul lucru, o rugăciune de final. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Unde era trupul? De ce doar Duhul? Vedeți cât de important este Duhul nostru? De trei ori mâncăm, dar nu întotdeauna de trei ori ne rugăm. Nu întotdeauna de trei ori citim Biblia. Și printre cele trei mâncăruri mai ne apropiem de un ceai, de o cafea, de o prăjitură, de o pancovă, ne mai tot apropiem, că de, avem posibilități. Dar Scriptura ne spune, Tată, Duhul îl încredințez în mâna ta. Asta este ceea ce rămâne din noi. O dimensiune pe care suntem foarte tentați să o neglijăm. Într-o societate materialistă, unde singurul lucru care contează este să ai bani și lucruri, în societatea asta omul rămâne doar un duh atunci când pleacă dincolo. În trupul acesta pe care îl abandonează aici și care intră în putrefacție, se va întoarce după el când va suna trompeta unui fanfarist, dar unui înger, nu a unui om. Oamenii lui Dumnezeu, este vremea să ne uităm la suferința celui care a plătit greu ca să ne mântuiască. Și este vremea să ne uităm la faptul că ceea ce are importanță din această trinitate a existenței noastre, Duh, Suflet și Trup, este Duhul. În el ar trebui să investim. Duhul este locul unde Dumnezeu vorbește, unde Dumnezeu coboară. Este singura dimensiune din noi cu care relaționează Dumnezeu. De aceea ar trebui să dezvoltăm prin rugăciune, prin disciplinele spirituale, prin citirea Bibliei, prin post, prin meditație, prin părtășia frățească. Ar trebui să ne întărim Duhul, ar trebui să ne dezvoltăm caracterul, ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu. Este încă o dată joia mare, încă o dată ne amintim de Domnul Iisus care a fost ucis, dar de fapt El a trebuit să intre în rolul acesta, pentru asta a venit. El putea să cheme 12 legiuni de îngeri și să scape, dar nu a venit să scape, a venit să ne scape. Nu a venit să scape, a venit să ne scape. Și știți care este adevărul? Ne-a scăpat. Și în seara asta noi suntem scăpații lui Dumnezeu. Noi suntem eliberații lui Dumnezeu, noi suntem mântuiții lui Dumnezeu, noi suntem salvații lui Dumnezeu, noi suntem iertații lui Dumnezeu. Asta este cu adevărat cea mai mare favoare, trece dincolo de suferințele de o clipă, care vin din boli, din lipsuri, de nedreptăți sau de altceva. Și Scriptura spune, gândul să vă fie sus, că dacă gândul vă este sus, nu mai dați multă valoare la lucrurile de jos. Pavel povestea despre necazurile prin care a trecut și spunea, nu mă uit la lucrurile astea, pentru mine sunt o nimica toată, eu dimpotrivă îmi fixez, mă concentrez pe altceva și îmi dedic energia pentru acest altceva și mă îndrept cu toată viteza înspre acolo. Mă fac că nu simt celelalte lucruri, o muscă, un țânțar, o goangă care mă ciupește, care mă împiedică, care mă enervează, care mă deranjează. Eu am o țintă mare, în asta îmi investesc energia. La asta mă gândesc, cu asta mă culc în minte, cu asta mă trezesc, asta vizez, asta citesc, asta cânt, asta vorbesc. Asta mă rog când mă întâlnesc cu frații, mă rog, nu spun bancuri. Pentru că țintesc spre undeva unde bancurile sunt o rușine, iar rugăciunea este o dovadă a sfințeniei. Oameni buni, îmbătrânim. Se apropie clipa pentru fiecare dintre noi și trebuie să redevenim oamenii pe care îi caută Dumnezeu, trebuie să revenim la valorile pe care noi știm care sunt. Nu trebuie să ne lăsăm furați de moda lumii și de prioritățile ei și nici de valorile ei și nici față de propunerile ei. Noi avem o altă țintă, lumea merge în ea, noi nu! Noi ne îndreptăm spre o altă destinație. Pentru asta trebuie să avem un alt fel de stil de viață. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, atât de mult suntem copiii lui Dumnezeu încât într-o zi El va veni din nou pe pământul ăsta cu care are amintiri triste și înainte să coboare, să va opri undeva în văzduh și o putere nemai întâlnită care va sfida forța gravitației ne va atrage la cer și de atunci încolo vom fi întotdeauna cu El, vom fi cu El. Adio cancer, adio leucemie, adio ce vreți dumneavoastră, îmbătrânire, necazuri, divorțuri, trădări, nedreptăți, adio.
Vom fi într-un loc unde Domnul este Dumnezeul nostru, dar nu numai prin credință, ci atunci va fi prin vedere. Pentru acest proiect, închinați-vă viața, dedicați-vă energia, concentrați-vă cu toată puterea Duhului și investiți în omul din lăuntru, pentru că acela voi fi eu când el se va întoarce. Restul arde, restul le mănâncă rugina și goangele. Noi trebuie să investim în omul din lăuntru și în Hristosul pe care îl așteptăm. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aici pe masă sunt tăvile cu simbolul trupului și al sângelui Mântuitorului nostru. A venit în lumea asta murdară și ne-am purtat cu el cu mare nedreptate, cu mare răutate și răzbunare, pentru că ne-a enervat sfințenia și legile lui. Dar el a murit pentru noi și noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și astăzi ne mai împărtășim încă o dată cu scopul să pomenim pe Domnul și să ne aducem aminte de el. Faptul că suntem ai Domnului sunt meritele lui, pentru că el ne-a mântuit. Haideți să stăm înaintea Domnului și frații păstori, slujitori vor veni la masa de cină și vor pregăti cina Domnului pentru poporul Domnului. Pentru sfinții aceștia, pe care Domnul pune mare valoare, o așa de mare valoare, încât se va întoarce după ei, după fiecare dintre ei, indiferent unde vor fi, se va întoarce după ei și îi va duce acasă. Lăudat să fie Domnul!